România are un stil de viață care îi predispune către boli cardiovasculare. Lipsa mișcării zilnice, fumatul sau alimentația plină de grăsimi sunt cele mai importante cauze pentru instalarea bolilor de inimă, de aceea este nevoie de o abordare integrată a pacienților care analizează toate simptomele și întreg lanțul cauze efect înainte de stabilirea unui diagnostic și tratament complet. Pacientul român este un pacient complex din punct de vedere cardiovascular pentru că ei vin într-o etapă mult mai avansată a bolii decât ar veni un pacient de peste graniță, pentru că nu există etape de screening al patologiei cardiovasculare. Un bilanț arterial, o ecografie, un bilanț de colesterol, un test de efort cu spirometrie, o consultanță privind nutriția și eliberarea stresului, terapie de adicție, INIMED este o clinică cardiovasculară completă în a stabili o strategie de diagnostic și tratament plus recuperarea pacientului postchirurgical. Este uh, o familie în care sunt incluși membrii din Spitalul American din Paris, profesori de elită europeni, uh, din Spitalul Marie Long Paris, uh, din Londra, din Viena. Suntem o echipă compactă uh, din mai multe centre europene. La prise en charge des facteurs de risque est importante, il faut pas uh, laisser une hypertension artérielle uh, qui n'est pas traitée. Un cholestérol très élevé qui n'est pas pris en charge médicalement, que ce soit par le régime ou euh, la supplémentation par des médicaments s'il y a besoin. Euh, voilà, c'est l'environnement médical. On arrive à une pathologie cardiovasculaire après un long parcours euh, de choses qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été prises en charge. Une hypertension pendant des années non traitées, un tabagisme beaucoup trop important qui dure depuis très longtemps, euh, le manque d'activité physique. Enfin, tout s'accumule pour euh, abîmer le, le cœur et les vaisseaux.